Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine-ți vine! Așa, uitați, v-am venit la un prinț. Artem, este așa prinț Artem în Ogradu sau nu? Este? Da. Așa, Artem, uite, am venit special pentru tine și pentru toată familia ta, pentru că cineva de departe vă iubește pe toți. Inclusiv pe tine, da? Pentru că astăzi e ziua ta. Ia spune, câți ani și Artem are? 8 ani. 8 ani? Și eu deja la școală, da? În clasa 2. În clasa 2 deja? Îți spune note sau nu? Încă nu îți spune note. Uite. La muzică. Numai la muzică. Și îți place muzica sau nu? Nu. Îți place muzica? Îmi place la biciodată, mai frumoasă. Ia, lasă, o să-ți placă și muzica. Mai târziu, dar o să-ți placă. Uite, am venit la tine special și uite, acest papagal este pentru tine, nu? Aici ai o tortă, ia uite, cine-i pe acolo? Aici și albini, la dulce vine, vezi, le plac flora dulce. Cine-i acolo? Așa. Uite, această tortă este pentru tine, eu știu că să așa. Și desigur pentru mamica ta, uite ce vreau, o cutie de trandafir, vă rog frumos, este destinat pentru dumneavoastră. Și desigur, mai avem câteva cadouri pentru bunicuța. Așa, uitați-vă. Tot sunteți cu cadouri, este pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Așa, bunielul dumneavoastră sunteți? Uitați-vă ce cadouri aveți dumneavoastră. E cel mai greu, e pentru dumneavoastră. Așa, vă rog frumos, este pentru dumneavoastră. Dar o să puneți-o, este foarte greu. Așa, acum este momentul. Este momentul când o să-mi spui de unde vine surpriza. Cine poate să facă această surpriză? Cine poate? Cine poate? Cine poate? De la tine cu față. Da, bine. Așa, uite cineva să ține papagalul. Așa, ce e ceala? Păsărică. Așa, uite pentru tine este un mesaj, ne dai voie să dăm citire. De la tatică tău, pentru că ai greșit, doar el poate să facă aceste surprize frumoase pentru că le mereți. Și ești cel mai scump. Dragul meu fiu, te felicit cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim succese, sănătate, noroc, inspirație, prosperitate și împlinirea tuturor dorințelor. Să fii înțelept, norocos și bun la inimă. Să-ți urmezi visul cu încăpățânare, alături, să-ți fii mereu prieten fidel și dragoste sinceră. Mulțumim mult! Așa, data este pentru dumneavoastră, de la sus dumneavoastră un mesaj frumos. Vă iubește foarte mult și arde nerăbdare să vie, să vă cuprindu-ți, vă spui că de mult vă iubește. Acest mesaj este destinat pentru dumneavoastră. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Să știi că apreciez cu adevărat atenția și grija ta. Îți mulțumesc pentru timp, emoții plăcute și pentru inima ta bună, care răspunde întotdeauna la ajutor și susținere. Vreau să-ți doresc tot ce este mai bun și mai frumos pe această lume. Multă fericire în ochii tăi și o imensă iubire reciprocă și respectul cel din jur. Și desigur este pentru părinții, da? Pentru bunii, pentru... Buni. Așa. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că pur și simplu sunteți în viața mea. Pentru faptul că fiecare zi care trebuie o faceți mai uimitoare, mai luminoasă și mai interesantă. Oameni ca voi nu mai există și o mare fericire să ai așa parte de amabilitate, înțelegere și sensibilitate în mediul tău. Vă mulțumesc pentru ajutor, credința voastră nesfârșită și în mine, toate angajamentele mele. Vă mulțumesc pentru răbdare și susținere în acele momente dificile când era mai greu. Vă doresc multă sănătate. Mulțumim mult, foarte mult, Vania. Și sănătos și el, să trăiască mulți ani, alături de familia lui. Și la anul și la mulți ani să trăim toți. Să-i păzească Domnul. Așa, îl lăsăm pe Artem să-i mulțumesc tăticului, da? Hai, îi spui ceva? Spui ceva, tăticul. Mulțumesc mult de sănătate și mulțumesc de tot ce-mi face el mie. Pentru mine. Te iubești și aștept acasă, da? Îl iubești? Da. Spune, îl iubești și aștept. Da, da. Câte ori ai repetat cuvintele? Așa, vă lăsați pe dumneavoastră să-i lăsați câteva cuvinte, pentru că are nevoie cel mai mult de cuvintele dumneavoastră și de susținerea dumneavoastră când departare este foarte grea. Da. Vania, te așteptăm acasă. Mulțumesc foarte frumos pentru cadouri referite de la tine. Te iubim foarte mult. Susținem orice și nu s-ar întâmpla de susținem. Te așteptăm acasă. Mulțumesc de tine. Mulțumesc foarte frumos. Te iubim foarte mult. Așa.
așa să fie, o să vă aud, dar soțul dumneavoastră și vă iubește foarte mult, vă duce lipsa la toți cei din jurul casei, pentru că acolo unii este, face tot pentru dumneavoastră, pentru toți, pentru că vă iubește. Vrem și noi cu sincere felicitări, să aveți mereu așa o familie unită, sănătoasă, o revedere cât mai curând, ce vă spus în plan să realizeze, multă sănătate lui Artem și asta este cel mai important. Mulțumim! La mulți ani și zi frumoasă să aveți astăzi în continuare. Mulțumesc frumos! Stimăm, te iubim, te așteptăm. Cel mai important, trei cuvinte cel mai bune, da? Sănătatea, în primul rând, într-al doilea rând, noi eșalor fișor că știi. Foarte corect. Îl așteptăm foarte mult, suntem doriți să fim împreună. Așa să fie.